Tot aud tot felul de glasuri cunoscute, dar nu văd pe nimeni nou. Ba, văd pe cineva nou. Ei, te pup, Vasilica! Bună, 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 vă pup! Ce faceți? Te pupăm cu drag și te îmbrățișăm! Cu drag, vă îmbrățișez și eu. De la Maramureș vă salutăm. Și noi pe voi. Și voiam să vă întrebăm, de fapt, în cazul nostru, să te întrebăm pe tine, cum e Amalia? Ce face? Super, super. Acum, momentan, schimbă copiii. O mâncat și e complicat la noi acum cu trei copii, nebunie din pe lume. Știu. Ce să facem? Mi-aduc aminte că așteptam împreună două fete și au venit doi băieți. Da. Cum ați venit? Surprize totale. Exact, schimbări, că tot despre asta vorbeam și noi, despre schimbări, schimbări. Și le-ați găsit repede niște nume care, după părerea mea, trebuiau hotărâte de voi, doar că internauții s-au năpustit pe Amalia, dar și nici ea n-a stat. Eu am ales Vasile și Ioan, adică eu scot de Vasile Ioan, am ales Vasile și Ioan și Amalia a pus nume care i-au plăcut ei și acum ia părerea ei și plăcerea ei, adică fiecare face copiii ei și... Na. Și au ieșit Kevin Vasile și Tiago Ioan. Acum, bineînțeles că mama trebuie să fie până la urmă cea care hotărăște lucrurile. Dar ea s-a necăjit în momentul în care a fost atacată pe net? Adică chiar s-a supărat sau a fost doar o reacție pe net? Da, s-a supărat foarte tare și a răspuns la restul, care lumea care i-a scris, aiurea, eu stat și le-a răspuns în mesaje, le-a scris și le-a spus că nu e ok, ce fac. Adică ea se consumă foarte mult. Asta mai voiam să... După naștere și după asta a fost mai slab așa un pic din fire. Societate, presiunilor, de la lume, de la... Știți cum îți fiecare... Nu poți să mulțumești pe nimeni în ziua de astăzi și nici nu trebuie să mulțumești. Tu trebuie să fii fericită, tu trebuie să fii împlinită, ai născut doi copii sănătoși cu nota 10 la naștere și ce să mai... Trebuie să te consumi tu pentru alții, pentru că oricum alții nu se consumă pentru tine. Când ești la rău, tot familia ți-e aproape și tot părinții tăi și frații în lângă tine. Să știi că am descoperit și eu asta pe pielea mea. Nu spune nimeni o felie de pâine în farfurie. Fiecare, lumea să trăiască cu lumea, că eu trăiesc cu familia mea. Dar acum, eu am o curiozitate. Dacă lucrurile ar fi mers cum știam noi că vor merge și aveați două fetițe, cum le-ați fi botezat? Păi una era Corina, Camale și Corina. Și, nu știu, a doua, nu știu, era ceva, nu știu, ceva nume, nu, Amale, l-au avut notate acum deja, ne-am și uitat că mi-am luat gâtul de la fete. Când am ajuns în spital acolo, a fost un șoc pentru mine și pentru Amalea, nu. Acum era anesteziată și nu mai știa din capul ei, că i-a zis că e prima dată că e băiat și a doua ce tot băiat. Ea a dat o fete, a fost un șoc pentru ea și i-a pus numele, au zis doctorița de acolo, ce puneți numele acum și puteți să schimbați după aia. Ea au pus numele așa pe fugă și au venit ei în cap atunci și i-au plăcut ei pe moment. După aia nu mai schimbat, vă dați seama că a rămas așa. Dar spune-mi... Atunci ar fi restând în spital și obișnuit cu ei cu numele așa, asistentele strigau așa, uite, traduc pe Kevin, mai după 10 minute traduc pe Tiago, s-a obișnuit așa și eu rămas așa. Dar a fost vreun nume pe care Amalia a zis așa nu-i botezăm niciodată? Adică există nume pe care nu le-ați fi pus niciodată? Da, au avut nume de-astea, Pălăguță și nu știu ce nume de-astea. Au zis că astea nu o să fie niciodată. E nume de-alea tradiționale din Maramureș, adică de-alea autentice de mult. Și au zis că nu. Eu știam că noi am făcut un vlog pe canalul nostru de YouTube care era tot așa cu ce nume nu o să punem niciodată la copii și... Nu ne-am așteptat să fie băieți, adică eu am fost un șoc pentru toată lumea. Am avut toate alea pe ros, păturici, alea cu badiuri, tot anume, nu știu, suzețe, tot erau ros. După aia, eu am umblat de nebun cu magazine să schimb, să cumpăr, să le trimit la spălat, la dezinfectat, că nu poți să le duci așa. Am avut un pic de drum, dar mi-a fost bine, până la urmă. Doamne ajută, mă bucur atât de mult pentru voi. Amalia o să fie... Vă așteptăm la botez. Venim. Amalia o să se întărească pentru că știu eu pe ea, nu se lasă cu una, cu două și mergem înainte, că tot înainte era mai bine. Da, trebuie să mergem înainte cu început evenimente. Am spus, nu mai pune suflet la ce spune lumea și ce scrie lumea, că nu are rost. Mai bine nu citi. De ce nu răspund la omul ăla care dă un mesaj de bine, care scrie omul...
o poezie și scrie că îți urează tot binele din lume și familie fericită și îți urează tot binele din lume, la ăla nu-i răspuns și răspund la ăla care ți-a scris unul că nu-i lui cu mine numele. Păi nu-i copilul lui, copilul sănătos. Tău și până la urmă copiii tăi și tu decizi. Adică eu nu m-am băgat, nu m-am avestat-o eu. La Selena eu i-am pus numele, am zis că prietenii mă strigă Sile și am zis să-i pun nume de la Sile Selena. Și ea am ales eu. La băieți am zis că dacă îți băieți, tu ce să pună ea nume. Bineînțeles, bineînțeles. Te pupăm, îți mulțumim foarte mult că ai intrat în direct cu noi. Pupă pe Amalia și să ne vedem sănătoși și voi. Uite frumos să aveți și tot binele din lume. Vă pupăm de la Maramureș. Pupăm și noi de la București. Cu drag, cu drag.